explozie de emoții și aplauze la circul din Chișinău, unde se desfășoară stagiunea de iarnă. Pe arena mică evoluează artiști cu renume din țară, dar și de peste hotare. Cei mai entuziasmați sunt micii spectatori care spun că ar vrea să devină și ei acrobați. Mi-a plăcut atunci când omul cel a ridicat greutățile în cap și cu animale cele micuți. Ce vrea să încerci? Să fiu acrobat. Vreau să gimnastică. Научен гибко. И мне хочется это повторить. Мне еще понравился шелачи. Понравилось все. Петя пробует. Поход. Так то. Nu doar micuții au rămas impresionați, ci și părinții acestora, care și-au amintit de copilărie. Mi-a plăcut foarte mult spectacolul, îndeosebi domnul cu greutățile. A fost extraordinar. Și calul a fost frumos. A fost, toate numerele au fost frumoase. Îmi place foarte mult cum artiștii își dau toată silința și străduința și tot talentul lor. Este uimitor, pur și simplu. Printre spectatori am surprins și o familie de moldoveni care a revenit de peste hotare. Noi suntem în afara țării și fetițele prima dată la circ au venit aici în Moldova. Toate show-urile au fost incredibile, mai ales domnișoara care a dansat. Ce ți-a plăcut mai mult? What did you like best? Căluțul. Administrația circului spune că artiștii s-au pregătit timp de câteva luni pentru spectacolul de iarnă. Программа очень интересна, насыщена. По просьбе предыдущих программ дети очень просили большое количество животных, и мы в этой программе достаточно дали много их. Но мы готовимся, мы уже готовимся и на весеннюю программу, так что, в принципе, это постоянно идет, постоянно подготовка. И максимально попытались создать атмосферу Нового года. Подарочки мы хорошие детям даем за загадки, за какие-то там разгадочки. Spectacolele stagiunii de iarnă vor putea fi urmărite până pe 13 ianuarie pe arena mică a circului, iar din martie va începe stagiunea de primăvară. Prețul unui bilet variază de la 150 până la 250 de lei.